Wow! 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 De ce facem intro? Pentru fericirea fanilor noștri care n-au auzit deja intro. Deși l-au auzit deja. Dar nu contează. Nimeni nu se supără că aude info de două, nu? Ai văzut tine Nicola care mi-a făcut o poză? Da. E un achievement pentru el, ceva de genul să faci 30 de poze sau 15, nu știu exact numărul. Să... Da. Da. Și știi cum se cheamă? Achievement? Da. Sau n-are. World's most famous hedgehog? Ah. Cam că o să fac un pump cu asta sau ceva. Ok. Oh. Vreau să ajung acolo. Vreau să nu ratez in în mare special stage-ul. Și nu știu unde e. Ok. Oh, stai, tu n-ai prea dat de special stage-ul când... Ba da, da. Nu chiar de ținite, pentru că nivelele sunt masive. Observ. Nu sunt liniară. Văd, e oribil. Adică e oribil în sensul bun. Da, e oribil pentru mine, pentru că trebuie să mă gândesc unde merg și să rețin unde merg. Și cu toții știm cât de bun sunt la asta. Andy, tu îți mai aduci aminte cât de bun sunt la reținutul nivelului? Nu mai vreau să mă gândesc la asta. Asta pare cool. Jesus, mă nec de câteva episoade. Da? Nu știu ce am putut. Oh, ador boss-ul ăsta. Nu stau de bine în melodia. No. Uite ce mi s-a părut ciudat aici. Vezi ce e ciudat? O să dați puțin să descoperi la rachetă. Una e albastră. Nu asta. Ups. Una face boom mai tare ca alta. Nu. Eu merg spre ele și ele vin spre mine. N-ar trebui să vină mai rapid spre mine? Oh, ba da. Dar rachetele fac de parcă o iau în direcția spate, dreaptă, da. Nu în direcția mea. Da. E ciudat. Da, de ce? Nu știu de ce. A uitat să pună benzină în ele sau orice ar folosi rachetele și pur și simplu merg la încet. Până și focul. Da. E atât de puf. Știi de ce nu mi-am dat seama? Pentru că de obicei cam asta e viteza rachetelor în jocuri. Nu-i nimic nou. Ar fi avut mai mult sens dacă veneam din spate. Da. Ok. Cred că inițial erau făcute să vină din spate și le-au dat invert. Și cam atât. Da. Adică ai mai mult spațiu în partea dreapta a ecranului ca să vină să le vezi. Știi, îmi plac designurile roboților noi. Ăștia chip. Hard-boiled heavies. Hard-boiled? Hard-boiled. Ah. De la O. Știi, pentru că Eggman. Da. Și sunt noi lui super roboți. Asta era la helicopterul, ăla albastru. Oh. Mai sunt câțiva. E un robot Shinobi. Da, știi care e faza? Care? Niciunul nu e un super robot pentru că tu-i bați pe toți. Efectiv useless. Nici nu înțeleg de ce Eggman mai încearcă. Deja, de câți ani tot încearcă și nu iese. Și cum de Eggman n-a murit până acum. Actul 2 e total diferit după cum am spus. După cum ar fi trebuit să observ. Da, deci ce vreau să zic. Povestea inițială a jocului era că Eggman s-a pensionat. Oh. Și ăștia sunt noi tip răi. Ah. Da, a schimbat asta. Și acum doar lucrează cu Eggman. Well, shit. Ok, de fapt... povestea parcă era ceva de genul acum... frecvențe ciudate de la o piatră nouă care e Rubinul Fantomă și Sonic și Tails se duc să verifice ce-i cu chestia asta. What?
O să aflăm în Sonic Forces noiembrie 17. E 7 noiembrie. 7? Da. 7 noiembrie? Da, Sonic și trebuie să duc să investigheze. Nu am plăcat în deloc la ce făceam. Nu. Acum te-ai întors din Dane. Ce? Era drumul în sus. Ui. Da, Sonic măcar merge repede. Cum adică? Adică, nu știu, pur și simplu nu pare de parcă s-ar mișca atât de repede. Da. Sonic merge cu viteza sunetului. Ori 3? Nu. Stai, Mach nu era viteza... Mach 2 este viteza sunetului. Mă rog, să ignorăm Mach-urile din nivelele speciale. În canon, Sonic se mișcă cu viteza sunetului. Punct. Ah. Ok. Mihai? Da? E greu să vorbesc pentru că am emoții mereu la astea, sunt foarte grele. Păi doar e chestiile albastre și chestiile galbene și emeralde. Emeralde. Da, emeralde. Fuck! What? Bulan! I-am luat-o în față! I-am luat-o în față, nu cred. Imediat ce am atins țepia, mă gândeam, nu, și vine chestia aia. Da. Păcat că nu se termină episodul așa. Ar fi fost chiar un moment bun. Nu pot să zic că nu-s fericit, deci. Da. Da? Nu știu ce să zică. Am mai găsit o vânătaie pe care am făcut-o. Gen, am mers cu Andy și cu Ana și Andreea în parcul de distracții și acolo era un taur mecanic. Da, și Mihai s-a gândit că e cowboy. Da, am fost un madman și am mers pe el. Și am cineva să pună videoclipul, adică eu în colțul ecranului, în timp ce... Da. Și ăsta e Mihai. Încercând să călăresc peste ea, merg un minut. Și după ăsta e Mihai urcându-se pe tower și se împiedică și e pe cale să cadă înainte să urce pe tower. Stai, ce nu m-am împiedicat când m-am urcat? Erai pe cale să te împiedici. Ba nu. Ba da. Wow, replay la același clip. Wow, ăsta e Mihai în ultimele momente, de-abia se mai ține. A căzut. Așa a căzut și episodul. Nu a căzut episodul încă. Ah, ok, deci termin povestea? Da, termin povestea. Ok, ok. Și atunci când am picat, atunci când mă țineam, m-am lovit de vreo două ori sau ceva. Și după am căzut de tot și am început să mă lovesc mai tare când am căzut. Și am făcut rost de vreo 4 sau 5 vânătăi din asta. Cam asta e povestea, Andy. Dar noi suntem în mijlocul casinului la joc. Ce facem? Nu e un casin, e un boss. Mă rog. Începem episodul cu boss-ul sau terminăm boss-ul și... După boss, termină episodul. Episod mai lung! Sau nu ce? Oh, nu vrei episod mai lung, nu? De ce să faci fanii fericiți? Păi, ăsta a fost episodul. Episodul am înregistrat puțin mai mult decât trebuia, deci... Oh. În episodul următor! Yeah.